O decizie a instanței răstoarnă comasarea școlii numărul 6 cu școala numărul 16 din municipiul Buzău. Astăzi, toate actele care au stat la baza desființării școlii Grigore Baștan și mutarea profesorilor și elevilor din această unitate la școala gimnazială Ion Creangă au fost suspendate printr-o decizie a Curții de Apel Ploiești. Hotărârea este dată ca urmare a acțiunii depuse în instanță de sindicatul FEN al profesorilor de la școala numărul 6. Practic, prin sentința de astăzi se suspendă deciziile Inspectoratului Școlar, Ministerului Educației și Consiliului Local Municipal, documente care au stat la baza comasării. Hotărârea de astăzi este atacabilă, însă suspendarea, potrivit metodologiei de contencios administrativ, este executorie până la soluționarea pe fond a problemei legate de anularea comasării. Contactat telefonic de reporterii Campus TV, liderul de sindicat Matei Ghelase a declarat că, dacă decizia de azi trebuie executată imediat, va începe demersurile pentru remutarea elevilor a corpului profesoral și a bazei materiale în școala numărul 6. În jurnalul de mâine veți avea toate reacțiile factorilor implicați în acest nou scandal.